Slavă Sfinției Tatăl, Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă binecuvântăm, să vă mărim cu bine, pace multă și bucurie în suflet. În prima zi de mare sărbătoare în rândul creștinilor, dis de dimineață preoții au luat la pas drumurile județului Botoșani pentru a trece pe la fiecare credincios să sfințească bucatele pregătite de aceștia, în conformitate cu prevederile impuse de către autorități. Enoriașii au pregătit de cu seară coșulețele și ori le-au pus în fața porții pe un scaunel, ori le-au așezat în fața blocului, unde, unii mai somnoroși decât alții, au așteptat preotul să le binecuvânteze. Dacă cu o seară în urmă aceștia au așteptat sfânta lumină adusă de voluntarii bisericilor, a doua zi, tot cu emoții, au așteptat și reprezentantul bisericii de care aparțin. Unii au trecut cum au putut ei peste această situație, alții s-au întristat de situația critică. De altfel, unii credincioși susțin că este prima dată când trec prin astfel de momente. Ați coborât de dimineață în fața locului. Cum a trecut noaptea de înviere pentru noastră? Da, cu emoții, cu asta, pentru că nu s-a mai întâmplat așa ceva în decurs de 76 de ani, când trăiesc eu cu asta. Și... Ați fost de fiecare dată la înviere? Am fost, da. Acum ați coborât cu anafora, cu ouăle, să sfințesc? Da, ca să sfințesc, să măcar să-mi fac datorie acum a venit față de Sfântul. Deși nu au putut merge la biserică, unii credincioși afirmă cu optimism că se bucură că totuși au putut avea parte de Lumina Sfântă și că divinitatea nu i-a uitat, dar nici nu i-a lăsat la greu. Cum e tradiția să mergem în noaptea de miere la biserică? Trebuie să respectăm legii. Dumnezeu știe de ce. În dimineața stați coborât, da? A venit preotul al noastră, cu lumină, cu... Ne bucurăm. Dumnezeu vine la noi. Nu ne uită și nu ne lasă. Unii cu lacrimi în ochi susțin că învierea de anul acesta a fost total tristă, pentru că nu au putut fi prezenți la slujbele din biserică, ci au fost nevoiți să le asculte din fața televizorului. Aseară cum a fost învierea pentru noastră? A fost mai tristă față de alte învieri. Am stat în casă, ne-am uitat la televizor. Ce să mai spun? Și acum dimineața? Am așteptat să vină părinții să sfințim, să putem gusta măcar puțin, să ne mângâiem așa din... Deși pentru marea majoritate a credincioșilor această perioadă importantă pentru creștinătate s-a resimțit cu iz de tristețe, pentru copii nu a fost la fel. Copiii, cu sufletul lor curat, se pot bucura de orice. După ce părinții și-au îndrumat copilul cum să se spele pe față cu apă în care a pus bănuți, ou roșu și busuioc, conform tradițiilor românești, micuțul a avut pe urmă parte de o adevărată vânătoare de ouă. Vânătoarea de ouă a fost primită cu zâmbetul pe buze de către vânător. Petre a găsit ouă cu ciocolată, dar și dulciurile preferate de orice copil și chiar jucării ascunse de către iepuraș. Ai fost la vânătoare? Da. Și? Cum a fost vânătoarea? Ce-ai vânat? Da, mami... Cum? Ce-ai vânat, Petre? Da, eu vreau să vânez. Dar ce-ai vânat? Multe ouă, un skateboard... O găină și o găină cu bombonele și un set din cowboy. Dar cine a ascuns toate dulciurile astea? Iepurașul. Deși momentele sunt destul de triste pentru toți credincioșii, divinitatea și rugăciunile îi țin în picioare pe oameni. Iar dacă ei nu pot merge la biserică, se naște biserica în locuințele lor.